Relațiile publice reprezintă acel element care se bazează în principiu pe comunicarea non-verbală și non-personală, care urmărește evaluarea atitudinii publicului. Identificarea acelor aspecte care pot să trezească preocuparea consumatorilor și elaborarea unor programe care să atragă înțelegerea și atitudinea favorabilă a publicului față de firmă și de produsele ei. Informarea potențialilor clienți cu privire la natura și caracteristicile bunurilor, în vederea încurajării clienților să cumpere produsele sau serviciile sale. A investițiilor, să cumpere acțiunile sale, precum și scopul convingerii acestora de a repeta procesul de cumpărare. Relațiile publice apar sub forma contractelor directe realizate în mod constant și sistematic de către firmă cu diferitele categorii de public, cu persoane influente, dar în conducerea altor instituții din țară sau străinătate, cu liderii instituțiilor din domeniu, în scopul obținerii sprijinului lor pentru comercializarea produselor. Relațiile publice sunt importante și în scopul de a limita potențialele atacuri din partea concurenților. Se pot manifesta cu prilejul desfășurării unor congresuri, simpozioane, reuniuni internaționale, în cadrul cărora se transmit informații cu privire la produse sau întreprinderea pe care o reprezintă. Adesea, relațiile publice sunt considerate a fi acea funcție a managementului prin care se stabilesc și mențin relații bidirecționale între o organizație comercială sau non-comercială și audiența ori publicul de care depinde succesul ei. Când ne referim la public, avem în vedere consumatorii, investitorii, angajații, furnizorii, legiuitorul, competitorii, membrii guvernului și celelalte grupuri de care depinde. Rolul profesionistului de PR este ca într-un context dat de opinia publică, legile și normele societății în care trăiește să conceapă campanii de comunicare și mesajele care să susțină interesele organizației pe care o reprezintă. Obiectivul său principal este acela de a obține atât în presa tipărită cât și în audiovizual o acoperire media semnificativă și cu opinii pozitive. Spre deosebire de publicitate și marketing, cu care sunt confundate deseori relațiile publice, presupun o modalitate de vânzare mai degrabă subtilă decât evidentă, izbitoare. Relațiile publice dau mai mare importanță informației și persoaderii decât ambalajului de care se utilizează marketingul sau spațiul media plătit la care apelează publicitatea. PR înseamnă diplomație, nu forță în comunicare. Date fiind instrumentele rafinate la care apelează relațiile publice, sunt considerate uneori drept propaganda, amăgire sau în argou vrăjeală, manipulare intenționată a opiniei publice, fără a se mai ține seama de acuratețe sau adevăr. Deși uneori relațiile publice au fost utilizate nu cu cele mai bune intenții, istoria ne arată că întotdeauna s-a dat importanța cuvenită transparenței și onestității în comunicare. Deși profesia de PR a fost recunoscută ca atare în secolul 20, mai întâi în Statele Unite ale Americii, domeniul își regăsește rădăcinile filozofice și aplicațiile practice de-a lungul istoriei și întregii omeniri. Atât. Ăsta a fost discursul meu, dacă aveți întrebări. Ce definiție a făcut să înțelegi mai bine domeniul? Definiția lui Burnett m-a făcut să înțeleg foarte bine despre ce pot să vorbesc